Informația înseamnă putere. Informează-te. Citește Est News. Am auzit că ei m-au întrebat dacă am foc în sobă, dar eu nu știam cum e la țară. Nu știam ce vor să facă. O mers în sobă și au pus buretele la pe plită. L-au copt și l-au mâncat. După asta eu am văzut ce-au făcut ei. Nu i-am văzut atunci când l-au mâncat. Bine mersi, atunci nu le-a fost rău, nu nimic. Erau ai mei trei și a vecinii doi. Copiii după asta au mers la cireș, au mâncat cireș, erau bine. Eu am plecat cu căruța de acasă cu ei, am venit până la cumnat având o treabă. Aici ei s-au făcut la cumnat rău, la mijlociu. Au început cu vomă, cu amețeală, nu se putea ține pe picioare de fomitat, ci fomita. Au început și cel la mic. Când am văzut până să înceapă cel mititel, cumnatul a spus, sună la salvare, că ei a spus, cred că de la buretele care l-ați mâncat. Da, îi cunoșteam, dar de unde se cunoască? Ăsta mare l-o cunosc, de 16 ani, că e rib. Da, l-a luat pe ăsta micul cu vomă, a început a vomita și după aia ăla mare. Nu ce ia repi și-o adu aici. Dar nu pleacă nimeni până nu ia toți copiii. Urcă în spate. Ambulanța Vaslui a fost solicitată să intervină în localitatea Siliștea din comuna Iana pentru anumiți copii cu vârste cuprinse între 5 și 13 ani care ar fi mâncat ciuperci din pădure culese de ei și care acum prezentau simptome digestive. Ajuns la fața locului, noi am găsit 6 copii, o fetiță și 5 băieți. Toți copiii prezentau dureri abdominale, vărsături, scaune diareice, erau deshidratați, prezentau sete intensă și o parte din ei erau și febrili. Au fost perfuzați, s-au administrat tratament corespunzător și a fost solicitat sprijinul ISU pentru a putea fi transportați cu o mașină de victime multiple la spitalul din Bârlad pentru investigații suplimentare și pentru tratament adecvat. Au fost în pericol? Au fost și sunt în continuare în pericol. Să sperăm că toxina din ciuperci nu este foarte puternică, nu este foarte otrăvitoare și să sperăm că evoluția lor va fi ulterior favorabilă.